Mai sunt doar 2 zile în care cei care doresc să devină rezerviști voluntari în Armata României se pot înscrie la Centrul Militar Județean Telorman. Informații suplimentare despre ce trebuie să conțină dosarul de înscriere, câte locuri sunt și în ce județe, probele de selecție și baremele aplicate se pot obține de la cadrele militare din centrele județene. Procesul de recrutare și selecție se desfășoară după un program bine stabilit, ultima etapă fiind cea de repartizare pe cele 417 locuri disponibile de rezerviști voluntari, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradate și soldați în unități militare din București și 19 județe. În această perioadă desfășurăm o nouă campanie de înscriere pentru posturile vacante de rezervist voluntar în Ministerul Apărării Naționale. La acest moment sunt disponibile 417 locuri de rezervist voluntar în 19 județe din țară, precum și în București. Ce vreau să aduc în atenția dumneavoastră, câteva criterii generale care trebuie îndeplinite cumulativ de către cetățenii interesați. Trebuie să aibă cetățenie română, domiciliu stabil în România, să fie apt din punct de vedere medical, din punct de vedere al pregătirii fizice, precum și apți psihologic. De asemenea, cetățenii interesați nu trebuie să fie condamnați printr-o hotărâre definitivă și să nu facă parte din organizații interzise de legislația română. Apartenența la aceste organizații ar putea determina incompatibilitatea cu calitatea de rezervist voluntar. De asemenea, există și un criteriu referitor la vârstă. Pentru posturile de cadre militare, cetățenii interesați nu trebuie să fie îndeplinit 55 de ani la momentul completării cererii. Iar pentru posturile de gradați și soldați, cetățenii interesați nu trebuie să fie împlinit 51 de ani la momentul în care semnează primul contract. De asemenea, aș vrea să vă precizez documentele necesare pentru înscrierea candidaților. Actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de cazier juridic, permisul de conducere, acolo unde postul necesită acest document, permisul de conducere trebuie să fie eliberat de autoritățile române și, de asemenea, actele de studii sau acte care dovedesc alte competențe dobândite de candidați în viața civilă, precum și livretul militar pentru cetățenii care au deja calitatea de rezervist. Menționez că toate aceste documente trebuie aduse atât în original cât și în copie. Perioada sau data limită pentru completarea cererilor este 18 noiembrie 2022. Cetățenii interesați de oferta noastră sunt rugați să consulte pagina de Facebook Centrul Militar Județean Telorman, de asemenea să se prezinte la biroul de informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Telorman, situat pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 45 din Alexandria, iar aici vor putea obține mai multe informații referitoare la numărul de locuri pe județe, la probele de selecție, precum și la baremele pe care trebuie să le îndeplinească. La Centrul Militar Județean Telorman din Alexandria se fac înscrieri până vineri 18 noiembrie. Toți cei care optează să devină rezerviști voluntari trebuie să parcurgă etapele de selecție care constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.